Mulțimi imense de protestatari s-au reunit din nou pe străzile capitalei sudaneze Khartoum, intensificând astfel presiunea asupra Consiliului Militar care a preluat puterea în această țară pentru a ceda puterea unui guvern civil. Armata și-a asumat guvernarea în Sudan după ce la începutul acestei luni a reușit să-l înlăture pe fostul președinte Omar al-Bashir, cel care a condus țara mai bine de 30 de ani în urma unor proteste masive în stradă. Guvernul militar a cerut apoi înființarea unui consiliu militar care să conducă Sudanul pentru 2 ani, însă oamenii din stradă nu au fost de acord și au ieșit din nou la manifestații. În cele din urmă, 3 dintre generali acuzați de legături cu fostul președinte și-au anunțat demisia după ce liderii protestelor au cerut ca puterea să fie acordată unui guvern civil. Demonstrațiile au început încă de la sfârșitul anului trecut, după ce guvernul a triplat prețul pâinii, o hrană indispensabilă și la mare căutare în această țară din nord-estul Africii, care are o populație de peste 40 de milioane de oameni.